Bună ziua! Invitată la interviurile PS News de astăzi este doamna europarlamentar Viorica Dăncilă. Bună ziua, doamna europarlamentar! Bine ați venit în studioul nostru! Mulțumesc pentru invitație! Privind retrospectiv la acțiunile și modificările executivului care au avut loc în ultima perioadă, putem spune clar că PSD a avut parte de momente de foc. Am asistat la demiterea guvernului Grindeanu printr-o moțiune de cenzură și înlocuirea acestuia cu actualul premier Mihai Tudose. Cum au fost văzute toate aceste evoluții de pe scena politică românească în Parlamentul European? Bineînțeles că Parlamentul European a fost interesat de ceea ce se întâmplă în România, cum este interesat de ceea ce se întâmplă în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Au fost lucruri pe care nu le-au înțeles. Ceea ce nu am înțeles este că atunci când îți pierzi sprijinul politic, în orice democrație, îți dai demisia. Acest lucru a fost de neacceptat pentru că chiar la nivel european aceste lucruri au mai fost puse în evidență și atunci imediat demisia a venit de la sine. Și aici mă refer la Margaret Thatcher, când și-a pierdut susținerea partidului din care făcea parte, imediat a doua zi și-a dat demisia. Într-o democrație, o funcție ți-o dă o susținere politică, o susținere pe care o ai în Parlamentul țării respective, iar un act de normalitate este că atunci când partidul sau coaliția respectivă nu-ți mai oferă sprijinul, să-ți dai demisia pentru că așa este normal și așa este democratic. Ei bine, la noi nu s-a întâmplat acest lucru, iar acest lucru a fost condamnat de la Bruxelles. A fost condamnat nu în sensul de a pune România la zid, a fost condamnat în sensul neînțelegerii acestei atitudini a unei persoane care a lăsat impresia, justificată de altfel, că se ține de acel scaun și că aceasta este logica care a făcut să nu procedeze în mod corect. Bineînțeles, numirea unui, și aici mă bucur că ați spus că de moțiunea de cenzură, că nu a fost depusă împotriva unui guvern PSD. Odată cu excluderea din partida lui Sorin Grindeanu, noi am depus moțiune împotriva unui om și a unor oameni din jurul lui Sorin Grindeanu, care efectiv țineau în mod nedemocratic puterea în guvern. Imediat cu investirea noului guvern, cu investirea domnului Mihai Tudose în funcția de prim-ministru, cred că ați văzut și reacțiile de la Bruxelles, s-a avut întâlniri cu primul ministru și imediat a urmat aprecieri și vedem și acum o foarte bună conlucrare între guvernul României și instituțiile de la Bruxelles. Au fost oarecum afectate relațiile cu partenerii europeni după acest episod? Nu. După cum ați văzut, a fost așteptată venirea primului ministru la Bruxelles, se vorbește în mod constant la telefon. Vedem miniștrii guvernului care țin legătura cu Bruxelles. Nu am văzut niciun fel de afectare a imaginii. Bineînțeles că ca orice lucru care presupune normalitate și Bruxelles vroia o stabilitate politică în România și cred că acest lucru era important mai dincolo de importanța pe care o acorzi unui om într-o anumită funcție. Pe de altă parte, putem spune că zilele de foc nu s-au terminat încă în Partidul Social Democrat. În ultima perioadă, tot mai multe voci din interiorul partidului critică modul prin care liderul partidului, Liviu Dragnea, înțelege să comunice. În acest context, este posibil să ne așteptăm în perioada următoare la o dezbinare a partidului, în două sau, de ce nu, mai multe tabere? În niciun caz. În niciun caz. Am văzut acuzații. Asta e democrația, fiecare spune punctul de vedere, dar ceea ce pot eu să vă spun este că Partidul Social Democrat este un partid unit, că avem o foarte bună colaborare între partid și guvern, că efectiv măsurile pe care le-am aplicat au început să-și arate roadele și mă uitam chiar zilele acestea, chiar în Ziarul Financiar, unde au arătat că datorită creșterilor salariale și reducerii TVA-ului în vechea guvernare PSD,
Companiile din România au avut o creștere a investițiilor și au avut rezultate foarte bune. Am văzut acum că în 6 luni ale anului avem cea mai bună colectare a veniturilor la stat din toată istoria României. Deci vedem că încep să dea roade măsurile aplicate, ne concentrăm pe program. Iar pe cei care ne critică în permanență și care și arată îngrijorarea, îi rugăm să aștepte până la finele anului, când noi am promis că ne vom încadra atât în limita de deficit și că vom avea creștere economică. Și pentru că tot am vorbit de creștere economică, vedeți că suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere economică și cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim mândri și să popularizăm acest lucru, cel puțin din punct de vedere al imaginii pe care o oferim spre exterior. Dar de unde totuși credeți că vin aceste critici? Ce au la bază? Nu pot să știu fiecare ce gândește sau de ce vin aceste critici, dar mă gândesc că opoziția într-adevăr trebuie să critique, dar eu am învățat în Parlamentul European că atunci când critici, ca și partid politic, trebuie să vii cu ceva în schimb, trebuie să vii cu o alternativă sau cel puțin critica ta să fie justificată. Dar doar când critici, critici și nu vii cu nimic în schimb, când nu ai un program, când nu ai o alternativă la o măsură pe care o critici, deja aceste lucruri nu sunt credibile. Pornind de la celelalte aspecte, din partea presei, din partea unor ONG-uri, este părerea dumnealor. Esențial pentru noi este să ne continuăm programul de guvernare și să avem într-adevăr creștere economică și, așa cum am promis la început, această creștere economică să se vadă în buzunarele românilor. Că tot ați adus vorba de programul de guvernare. Din acest program de guvernare al PSD, despre care Liviu Dragnea spunea că va fi respectat la virgulă, au dispărut rând pe rând unele măsuri. Taxa de solidaritate, impozitul pe gospodărie, impozitul pe cifra de afaceri. Cum vă explicați aceste schimbări de ultim moment? Asta arată responsabilitate. Arată că atunci când vrei să impui o măsură, să aplici o măsură, este foarte important prima dată să examinezi, fie foarte bine să faci simulări și să vezi efectul pe care îl are măsura respectivă asupra domeniului în care vrei să o aplici. Dacă vezi că efectul poate constitui o barieră în calea dezvoltării unor companii, unor societăți, în calea dezvoltării veniturilor unor oameni, atunci este bine ca acea măsură să nu o aplici, să o mai studiezi și să vezi dacă prin modificarea ei poate aduce plusvaloare sau nu. Este prima dată când un guvern în România studiază foarte bine, examinează, face simulări înainte de a aplica o măsură. Am văzut până acum măsuri aplicate, care pe urmă au avut efecte dezastruoase. E bine, eu cred că trebuie să dăm dovadă de mai multă responsabilitate și tot ceea ce credem că la un moment dat că este bine și pe urmă vedem că prin simulare nu este așa de bine, să renunțăm astfel încât să putem avea o guvernare responsabilă. Bineînțeles, criticii ar putea spune, PSD a promis una și nu o mai face. Da, dar Face gândiți-vă că altceva noi am sau... venit cu programul de guvernare. Țintele programului de guvernare sunt aceleași, 1.000, 1.500.000 de români în clasa de mijloc, dar în același timp, când am făcut programul de guvernare, nu eram la guvernare să putem să facem toate aceste simulări. Statistici. Și aceste simulări și statisticile pe care le avem, colectarea pe care o avem, ceea ce poate fi văzută ca oportunitate atunci, poate acum să fie un lucru care să pună o barieră și nu vrem să se întâmple acest lucru dacă dăm dovadă de responsabilitate. Și noi credem că am dat dovadă de responsabilitate și vrem să dăm dovadă în continuare. Astfel încât din măsurile acestea pe care nu le mai aplicăm, crezându-le nerentabile sau dovedind prin simulările făcute că sunt nerentabile, putem să mai lucrăm la ele și să le putem face pe urmă mult mai bune pentru populația care este afectată de ele. Da. Aș vrea să discutăm puțin și despre situația actuală a poliției române. Ați văzut și dumneavoastră tragicul eveniment cu polițistul ucis în Suceava. Dumneavoastră, în calitate de membru al Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen din Parlamentul European,
Considerați că ar trebui să beneficieze femeile din poliție de o protecție suplimentară în cazul efectuării unor misiuni de patrulare? Cum ar trebui acestea protejate? În primul rând, aș vrea să transmit condoleanțe familiei care a avut această pierdere și că este păcat că s-a întâmplat așa ceva, dar în același timp acest lucru ne trage și un semnal de alarmă. În mod normal, ca și membra a Comisiei pentru Drepturile Femeii și Egalitate de Gen, primul impuls ar fi să spun că ar trebui să avem o discriminare pozitivă și că femeile din poliție ar trebui să fie primele care să fie avute în vedere. Dar eu cred că în ziua de azi femeile au dovedit că au capacitatea de a se implica în domenii care până acum păreau inaccesibile. Vedem femei care sunt în armată și sunt în zonele de conflict sau sunt medici în zonele de conflict, vedem femei pilot, vedem femei care au câștigat premiul Nobel, deci vedem femei în domenii care până acum, chiar și în poliție, femei în domenii care până acum erau numai pentru bărbați. E bine, tocmai pornind de la acest lucru, cred că este nevoie de a suplimenta numărul și de a dubla agenții de pază, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați. Pentru că vedem că acest tragic eveniment a dus la dispariția unui bărbat din poliție și cred că trebuie luate măsuri atât pentru unii cât și pentru ceilalți. Iar acest lucru am văzut că este luat în calcul și că se lucrează intens atât de premier, de ministru de interne, în colaborare cu sindicatele din poliție. Bine, nu este posibil peste noapte să angajezi 20.000 de oameni, este foarte greu și nu suntem idealiști, trebuie să vedem și cum putem face acest lucru în mod treptat, dar vedem că se lucrează la un management în ceea ce privește poliția, vedem că se încearcă prin alte metode dublarea agenților de pază, vedem că se încearcă mărirea salariilor, deci încercăm să facem cât mai multe lucruri pentru a ajunge la normalitate, pentru că așa cum știm, normalitate în România, în orice stat din Europa, înseamnă educație, sănătate, siguranța cetățeanului. Deci nu cred că trebuie să facem un efort special în a dubla unde avem femei în poliție, ci cred că trebuie să privim lucrurile în ansamblu. Aș vrea să discutăm puțin și despre situația României la nivelul UE. Care considerați dumneavoastră că sunt obiectivele pe care ar trebui să le urmărească țara noastră cu prioritate în negocierea privind Brexitul? În primul rând, țara noastră trebuie să fie parte a negocierilor care se poartă la nivel european, dar în același timp România trebuie să aibă negocieri și cu Marea Britanie, negocieri care am văzut că deja au loc. Am văzut deplasarea recentă a ministrului delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, la Londra. Am văzut declarațiile ambasadorului Marii Britanii în România și cred că ca o prioritate pentru România ar fi referitoare la situația românilor care lucrează în Marea Britanie, iar la nivel european, situația cetățenilor din Uniunea Europeană care lucrează în Marea Britanie, concomitent cu plata contribuțiilor pe care Marea Britanie le are către Uniunea Europeană. Pornind de la aceste aspecte, bineînțeles că sunt și alte lucruri care au impact major chiar asupra României, relocarea agențiilor din Marea Britanie și sper din suflet ca Agenția Medicamentelor, pentru care un coleg de-al meu, Ciprian Tănăsescu, împreună cu Victor Negrescu, au făcut eforturi deosebite și s-au bucurat de susținerea primului ministru pentru ca Agenția Medicamentelor să fie relocată în România. Cum vor fi afectați românii în urma Brexitului? Avem până acum garanții din partea autorităților Marii Britanii că românii nu vor fi afectați. Ba mai mult, am avut o discuție cu ambasadorul Marii Britanii care îmi spunea că apreciază foarte mult cel puțin tinerii care studiază în Marea Britanie, pentru că sunt tineri care dau dovadă de excelență, care se situează pe primele locuri în școlile unde, sau facultățile unde
studiază, dar și medici, dar și foarte mulți specialiști care spun că nu vor fi afectați. Dar noi trebuie să privim cu foarte multă responsabilitate, trebuie să avem un plan pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă numai acum și că putem avea aceste garanții și peste 2, 3 sau 4 ani. România ar putea avea în continuare MCV, o țară ținută la poarta spațiului Schengen de atâta vreme. Și totuși va avea rolul acesta important al președinției rotative. Cum vedeți această situație a României? Din punct de vedere al Schengen-ului și a MCV-ului, o situație nedreaptă. Știm că Schengen-ul are la bază o acțiune politică. Știm că România îndeplinește toate condițiile pentru a intra în Schengen, lucru de altfel confirmat și de Comisia Europeană. Problema se pune de ordin politic, știm că sunt țări care se împotrivesc, dar mai știu că sunt foarte hotărâți din partea guvernului ca să facem toate demersurile pentru a intra în spațiul Schengen. În ceea ce privește MCV-ul, avem garanția, avem afirmația președintelui Comisiei Europene care a spus că până la sfârșitul mandatului dumnealui nu va mai fi MCV-ul. Mie MCV-ul mi se pare discriminatoriu, este aplicat doar României și Bulgariei. Și acest lucru nu este corect la nivel european, pentru că atunci când vrei să introduci niște reguli, le introduci pentru toate statele membre și nu numai pentru România și Bulgaria. Din păcate, au fost și din rândurile noastre europarlamentari care au susținut menținerea Schengenului, ceea ce nu ne-a ajutat absolut deloc, iar eu sper ca prin acțiunile pe care le avem, ca prin argumentele pe care le vom aduce, și când vorbesc de argumente, vedem că și acum Ministrul Justiției este la vicepreședintele Comisiei Europene, Frank Timmermans, tocmai pentru a discuta de proiectele de legi pe justiție, dar și de MCV, și acest lucru este îmbucurător. Eu sper ca România să nu preia președinția Uniunii Europene având MCV-ul. Pentru noi nu ar fi tocmai bine, tocmai confortabil ca o țară care are această constrângere dată de MCV să dețină președinția Uniunii Europene. De aceea eu am convingerea că atât guvernul cât și noi europarlamentarii vom face eforturi, toți cei care vor binele României, astfel încât România să preia președinția Uniunii Europene fără MCV. Cu influența pe care ar avea-o în 2019, România poate profita pentru sine de această calitate? Poate fi un prilej de negocieri în interes național? Poate pe Schengen? Este foarte importantă președinția Uniunii Europene, pe care o vom lua la 1 ianuarie 2019. Este după 12 ani, este pentru prima dată când România va deține președinția Uniunii Europene și acest lucru este tratat de guvernul României și este tratat de toți românii, cred eu, cu foarte multă speranță și cu foarte multă corectitudine, cu foarte multe lucruri bune pe care putem să le facem. Președinția Uniunii Europene va presupune din partea României o abordare corectă și neutră, atât în ceea ce privește continuarea sau accelerarea negocierilor Consiliului European pe legislația Uniunii Europene, o continuare a agendei Uniunii Europene, dar și o bună relaționare între statele membre și instituțiile Uniunii Europene. Din punct de vedere al României, putem introduce pe agenda europeană probleme care ne interesează, dosare care ne interesează la nivel național și cred că atunci putem avea un punct de vedere foarte bun în ceea ce privește proiectul european, pentru că vedem că se vorbește din ce în ce mai mult de diferite scenarii la nivel european. Putem avea un rol important în consolidarea proiectului european, dar așa cum am spus și înainte, și introducerea pe agenda europeană a unor dosare pe care țara noastră le susține și pe care le vrea să le obțină și probleme pe care vrea să le obțină. Nu o să fie ușor pentru că deja știm că în perioada în care România va deține președinția Uniunii Europene,
se preconizează dosare de maximă importanță, și aici mă refer la Brexit, dar și la cadrul financiar multianual post-2020. Nu trebuie să uităm că procesul va fi un pic dificil și datorat faptului că atunci vor fi alegerile europarlamentare, deci dinamica de lucru din Parlamentul European va fi diminuată, alegerile sunt în mai, deci prin aprilie ar începe campania și atunci prezența în cadrul Parlamentului European nu va mai fi așa de bună și să nu uităm că totul la nivel european se ia prin codecizie, toate hotărârile, presupune codecizia între Comisie, Consiliu și Parlament, iar în alt ordine de idei trebuie să adaptăm agenda contextului european și internațional existent în momentul în care noi luăm președinția. Acest lucru ne oferă în rest o oportunitate de a contribui la proiectul european și cred că România are datoria să se implice și să își aducă contribuția atât la consolidarea proiectului european, cât și la viitor. Și aici v-am spus înainte, v-am vorbit de strategiile și de pașii care pot să ne conducă către consolidarea țării noastre în interiorul Uniunii Europene sau în ce scenariu și care este locul pe care trebuie să-l ocupăm. Care sunt alianțele pe care România ar trebui să le facă în interesul UE pentru a-și atinge, în interiorul UE pentru a-și Din atinge punct de interesele? vedere al României interiorul UE, trebuie să fim la masa negocierilor. Asta este scopul esențial pe care trebuie să-l avem. Ce ne asigură un loc Din, la masa să avem un negocierilor? cuvânt de spus în politicile de la nivel european, să avem, să nu fim pe treapta a doua, să spun așa, să fim în nucleul deciziilor, pentru că atunci când iei parte la decizie, cu siguranță se dovedește că ai mai multă putere. Într-o Europa cu mai multe viteze, trebuie să ne asigurăm că suntem în nucleul, deci pe prima viteză, să spun așa, pentru a avea un cuvânt de spus. Din punct de vedere al europarlamentarului, cred că ceea ce trebuie să facem este ca pe fiecare politică importantă pentru România să negociem, să ne facem aliați din țările care au aceleași probleme ca și noi sau care ne pot susține și am să motivez cele afirmate prin două comisii din care fac parte. Una, Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, unde sunt și vicepreședinte și știm că se creionează politica agricolă comună. Iar ieșirea Brexit va afecta, avem din ce în ce mai multe semnale că va afecta politica agricolă comună, iar noi, ca și țară, avem un interes, suntem o țară cu un mare potențial agricol și avem un interes în această politică, iar aici trebuie să ne convingem, colegii, să încercăm să facem o majoritate, să facem negocieri astfel încât primul pilon, și mă refer la plățile directe, să nu fie desființate, așa cum se aude, iar dacă nu sunt desființate, să avem certitudinea că și fermierii din România au aceeași subvenție, cum au și cei din Olanda sau din Franța sau din alte țări unde plata pe hectar este mult mai mare. De asemenea, la politica de coeziune trebuie să facem alianțe cu țările care beneficiază de fondul de coeziune, pentru că și aici avem un semnal de alarmă din partea Comisarului European Corina Crețu, care ne spunea că fondurile de coeziune vor fi diminuate, iar pentru noi fondurile de coeziune înseamnă dezvoltare, creștere economică, locuri de muncă, incluziune socială. Pentru că știm că politica de coeziune este singura care ne ajută să eliminăm discrepanțele de dezvoltare dintre comunități, dintre orașe, dintre regiuni, dintre statele membre ale Uniunii Europene. Deci eu cred că trebuie să facem aceste alianțe în funcție de domeniul în care activăm și astfel încât să facem o majoritate, să ne putem impune dosarele care sunt importante pentru România. Doamna europarlamentar, vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță o să vin cu plăcere. Mulțumesc.